Pacea Domnului și Domnul să vă binecuvinteze. În urmă cu puțin timp, cam un an, am avut o mare experiență cu Domnul Iisus. Noi, în familia noastră, Dumnezeu a lucrat în foarte multe feluri, dar această experiență a fost parcă mult prea grea pentru noi, dar și în același timp ușoară, că am fost la picioarele Domnului și Domnul ne-a ajutat. Totul a pornit de la o aluniță foarte mică, pot să vă spun cam cât e unghia unui, de la degetul cel mic, care se afla în zona aceasta, deasupra sânului. Aluniță cu care m-am născut. Eu mai am alunițe, dar astea care le am sunt mai mari decât cea care eu aveam. Nu era ieșită în afara pielei, era plată, de culoare maroniu mai închis. La un moment dat a început să sângereze. Eu citisem ceva legat de alunițe și am citit că în cazul în care sângerează ceva nu este în regulă. Și am hotărât să merg, ne-a rugat, am hotărât să merg la o policlinică particulară cu laser. Și vreau să vă spun că Domnul Iisus, chiar din acel moment de când am intrat pe ușa policlinicii, El mi-a deschis toate ușile, cu toate că eu nu știam ce se va întâmpla și cât de gravă va fi această problemă. Am hotărât, am mers acolo, am mers la fișier, doamna de acolo m-a întrebat dacă am mai fost, n-am mai fost, i-am spus cu ce problemă și se uită așa la mine și zice în ochi fix, știți ceva? Veniți joi după amiază că este șeful policlinicii, un medic foarte bun și așa. M-am dus joi și domnul doctor de acolo mi-a spus, zice, după ce au aparatura necesară, este o aluniță care eu aș putea să vă cu laserul să o facem, dar în general cele maronii la culoare au rădăcină sub piele, lucru care așa s-a și întâmplat. Și Dumnezeu a lucrat prin acel om că mi-a deschis toate ușile, în sensul că nu cunoșteam, vă trebuie un chirurg care așa zice, aveți, nu am. Atunci a chemat asistenta, ca și când eu îl cunoșteam pe acel medic și cu recomandări venind, nu-l cunoșteam, nu-l văzusem în viața mea, dar Domnul Iisus știe și ne îndrumă și ne călăuzește exact cum ne trebuie. A luat legătura cu medicul respectiv. A doua zi dimineață eram la spitalul militar pentru că dânsul lucra și în policlinică particulară și la spitalul militar și a hotărât să facem intervenția chirurgicală. M-a chemat când dânsul era de gardă și s-a uitat așa puțin, zice, încercăm, o rezolvăm, stați liniștită. Am intrat în sala de operație, după ce am ieșit de acolo, ceva parcă mi s-a părut că nu e în regulă. La o aluniță așa de mică, o tăietură așa de mare, cu 10 fire, ceva nu era în regulă. Dar n-am zis nimic și mă gândeam, Doamne Iisuse, ce o să fie? Ce se va întâmpla? După 2 zile, medicul a venit la mine, mi-a dat un bilet, pentru că după ce a scos alunița cu tot, a curățat foarte mult acolo, a dat la laborator. Și a doua zi vine cu un bilețel, mă trimite la șeful laboratorului, medicul șef de acolo, zice, mă cunosc cu dânsul și spuneți că sunt din partea mea, dacă se poate să urgenteze, analiza să iasă mai repede. Atunci am simțit, este cu adevărat ceva, se întâmplă. Și s-a uitat la mine și zice, încercăm în 10 zile să fie gata. Și am zis, Doamne Iisuse, știu că ești cu mine. Eu mai făcusem operații, se mai dăduse la laborator ce era, dar știam că o lună de zile durează până iese. În 10 zile m-am dus, după 10 zile am luat plicul cu rezultatul. N-am mai apucat să ies afară din clădire. Pe hol m-am oprit.
Și alunița făcuse un nodul pe sân, tumoră malignă gradul 3, cu dimensiunile care era, tumoră care făcuse și rădăcini și o luase în jos spre sân. Nu vă pot spune ce am simțit. Am simțit așa o căldură de jos până în creștetul picioarelor, genunchii a început să-mi tremure. Am crezut că n-am citit bine, am ieșit afară, am citit odată. Nu știam să mai ajung înapoi spitalul militar, dacă știți, sunt multe clădiri cu alee, cu... Nu mai știam încotro să o iau să ajung să arăt. Am ajuns într-un final plângând la medicul care m-a operat. Și vreau să vă spun că s-a uitat la mine bine dânsul și a dat seama de când m-a operat că ceva nu e regulă. A ridicat din umeri și mi-a spus, eu am curățat și am făcut cât am putut de bine. Restul a ridicat din umeri. Și mi-a spus că trebuie să merg la un cabinet oncologic. Bineînțeles, mergeam și la Pansa la dânsul, am mers la policlinici particulare, toți, același, încă la o policlinică în particulară, un medic nu-și găsea cuvintele și decât își mușca buzele. Se uita și la mine, și în hârtie, și la mine. Într-un final, să vă spun mai în mare, am ajuns la spitalul Fundeni, pentru că toți mi-au spus că trebuie să mai mă operez încă o dată, pentru că această aluniță a avut lângă ea ganglioni care deja au plecat în organism și trebuia să-mi caute acei ganglioni și să mă operez din nou. Și atât m-am rugat până să ajung la Fundeni cu trimiteri, cu știți cum trebuie să mergem la... Și plângeam până ajungeam la cabinet acasă, niciodată n-am plâns, mă țineam tare în fața familiei și încurajam. Și mergând așa pe stradă odată, plângând, am auzit o voce care mi-a spus: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Din momentul acela am zis, Doamne, știu că încercarea aceasta este îngăduită de tine și îți mulțumesc pentru ea. Te rog să-mi dai putere să merg și să trec peste toate. Vreau să vă spun că acea frică, că există o teamă care o simți când vezi că toată lumea ridică din umeri și îți spune ce trebuie să faci și asta, am zis, Doamne Iisuse, știu că ești cu mine, îți mulțumesc pentru această încercare. Asta a fost rugăciunea mea de fiecare zi. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, dăm puteri. Nici nu mai m-am rugat ca Domnul să se atingă de mine. Am zis, Doamne, dăm putere să trec prin această încercare. Și îți mulțumesc, îți mulțumesc. La drumurile mele spre spitalul Fundeni, nici familia n-am luat-o, pentru că era... Simțeam că le e greu și am zis, Doamne, dacă te am pe tine, știu că tu faci mai mult decât soțul meu. Băiatul meu mergea și mă lăsa cu mașina în fața spitalului și spuneam, mami, de aici încolo mergi singură, pentru că Domnul Iisus merge cu noi și în sala de operație, cei din familie rămân pe holuri, dar am zis, Doamne, tu mergi cu mine exact acolo unde este nevoie. Și am început acolo, m-am internat, am început să fac analizele, mi-a spus doamna doctor care m-a luat în primire, o să încercăm să facem o analiză, să vedem unde sunt ganglionii, unde au plecat și unde îi găsim ca să putem să-i scoatem. Aici am trăit o experiență extraordinară cu Dumnezeu. Mi-a injectat, bineînțeles, o substanță radioactivă foarte aproape, cu toate că rana era deschisă, nu se vindecase, la o lună și patru săptămâni, o lună jumate a fost că trebuia să mă anestezieze din nou, altă operație, în sala aceea la subsol, un aparat mare, m-a așezat întinsă. Doamna doctor m-a încurajat, vedeți, să nu vă fie teamă, că o să lăsăm foarte aproape de dumneavoastră ca să vadă, să citească. Aparatul dedesubt avea un ecran, doamna doctor sta în partea mea stângă cu un alt ecran, asistenta la picioare și mai era un aparat unde verifica.
partea mea dreaptă nu era nici aparat, nu era, era liber. În momentul când a dat drumul la aparat, m-a speriat foarte tare că avea un zgomot puternic, mare. Și din moment ce lăsa aparatul în jos și l-a pus foarte aproape de mine, m-am speriat, a început să-mi bată inima. Și atunci am început să mă rog, am închis ochii să nu mai văd, să mă sperie, Doamne Iisuse, știu că ești cu mine aici. Vino tu și am această temere pentru că de acolo, de la aparat, trebuia să merg direct în sala de operație să-mi scoată ganglionii pe unde erau împrăștiați. Și rugându-mă așa, la un moment dat am auzit ca fâlfâitul aripilor unei păsări, ați văzut când zboară, se aude un fâlfâit care a venit pe partea mea dreaptă. Chiar în partea mea eram cu mâna așa, aici era un dispozitiv unde stam cu mâna întinsă și s-a oprit acolo. Și în urma acestei fâlfâit de aripi, așa am denumit-o eu, a venit ca un vânt. Ați văzut când trece cineva așa un pic grăbit și lasă un... Și s-a instalat lângă mine pe partea dreaptă. Din momentul acela n-am mai simțit nici frică, nici emoții. Această analiză a durat 2 ore, nici nu știu când a trecut acele 2 ore. Parcă simțeam că ceva mă relaxează acel aparat, nici nu mai mă speriam. Eu tot timpul m-am rugat. De acolo am plecat la sala de operație, bineînțeles. Aici s-a mai întâmplat încă o minune, pentru că doamna doctor mi-a spus zona unde se află, ganglionii pleacă în partea stângă, în partea dreaptă și la cap. Domnul Iisus n-a îngăduit să meargă la cap, numai în partea stângă și în partea dreaptă. Am mers la sala de operație, am mai stat acolo la fundeni, sunt 6 săli de operație. Nu vă spun ca o paranteză, când intri acolo, te sperie numai... Ceea ce vezi, am întâlnit o doamnă care făcea chimioterapie și se sprijinea de un braț soțului și cu băiatul. Și am zis, Doamne, cât de greu poate să fie. Și am intrat și am zis atunci, în psalm scrie, tu ești umbra pe mâna mea dreaptă. Și am pus mâna, de câte ori mergeam, chiar am pus mâna pe mâna mea dreaptă și am spus, Doamne Iisuse, ești cu mine, nu mi-e frică. Și vreau să vă spun că n-am simțit acea emoție când îți bate inima sau ai o emoție oriunde mai mergi. Știu că tu ești cu mine și ce se va întâmpla este voia ta. Mă încred pe deplin în tine. Știu că ești Dumnezeul meu, știu că ai fost de atâtea ori alături de noi și ceea ce va fi, știu că totul este îngăduit de tine. Și am intrat în sala de operație, după ce m-am trezit, neștiind, bineînțeles, m-am trezit operată în 2 părți, tăietură și în stânga și în dreapta, bandajată și pe după gât. M-am speriat când m-am văzut așa, dar am zis, Doamne Iisuse, am ajuns aici, știu că și de aici încolo vei fi alături de mine și vreau să vă mărturisesc. După 2 operații, la o perioadă așa de scurtă, n-am simțit amețeli, mergeam pe holul spitalului, cineva era totdeauna cu mine, a fost și știu că și în continuare va fi. Am plecat acasă de la spital, am mers la pansat zilnic, analiza a ieșit, cea de-a 2-a analiză, la 1 lună de zile, deci analiza de la spitalul Fundeni. În perioada aceasta sunt surori în sală care ne-am rugat la grupul de surori împreună. Și am zis, Doamne Iisuse, dă-mi putere, indiferent care va fi rezultatul acestei analize, știu că ești Dumnezeul meu, dă-mi putere să merg mai departe și îți mulțumesc pentru tot ceea ce tu faci și ce ai făcut în viața mea. Această lună de zile a fost foarte grea. Când m-am dus să iau rezultatul, doamna doctor de acolo de la laborator s-a uitat la mine, fără să mai clipească și zice, este un rezultat la care nu vă speriați, acum, nu vă așteptați. Acum eu m-am gândit că o să fie mult mai grav decât primul cel care a fost. Dar, spre mirarea mea, nu mai era nimic.
Domnul s-a atins și dintr-un cancer de gradul 3 nu mai era nimic. Nu s-a văzut nimic și nu mai este. Sigur s-a întâmplat ceva și am spus, Dumnezeu este Cel ce poate, pentru că la El toate lucrurile sunt cu putință. Am mers și la doamna doctor care m-a operat, doctorița de familie, și mi-a spus, n-am vrut să vă întristești mai mult, dar nici nu mă așteptam să nu faceți ședințe de radio și chimioterapie. Și atunci am spus, Dumnezeul în care mă încred lucrează fără radiochimie și fără chimioterapie și fără radioterapie. Și vreau să vă spun că n-am luat nicio pastilă și nicio injecție, dar Dumnezeul nostru, care toată puterea este dată și în cer și pe pământ și El, toate lucrurile sunt cu putință, s-a atins, am mers din 3 în 3 luni la control cu toate analizele, toate sunt bune, la toate aparatele am făcut marcări tumoreal, absolut tot. Toată m-am luat și m-am îmbrățișat și a spus, Dumnezeul în care te-ai încrezut a lucrat. Și mulțumesc Domnului pentru lucrarea Lui. Acum merg la 6 luni, că analizele au ieșit bine. Vreau să vă încurajez și să vă spun, încredeți-vă pe deplin în Domnul. Toată puterea este dată chiar dacă ne lasă un timp de încercare și de suferință. Să știți că nu ne lasă singuri niciodată. Amin.